Bună tuturor și am găsit la un nou video, să am pentru voi un machiaj super rapid de vară, roz moviu cu un accent corai pe buze și am postat acum câteva zile, o săptămână, două, nu știu exact, pe Instagram, da, acum două săptămâni, această poză și multe dintre voi mi-ați cerut să refac acest machiaj fiindcă v-a plăcut foarte mult. Aoleu, vreo 15 comentarii și toată lumea și-a dorit să fac un tutorial la acest machiaj, așa că bineînțeles că l-am refăcut, e foarte simplu de realizat. Bine, puteți voi să schimbați, dacă nu doriți, de exemplu, negru pe linia apei, să-l scoateți, dar nu am folosit deloc negru pe pleoapa mobilă, așa că puteți să mergeți liniștite, nu e niciun fel de problemă. Am folosit pentru acest machiaj doar două palete și anume astea două de la Sleek, care arată cam așa. Una este Ultra Matte, varianta numărul 2 și cea cu roz se numește Oh So Special, care sunt foarte drăguțe și foarte accesibile. Mie îmi plac foarte mult, de aceea le-am și folosit. Am folosit și un fond de ten nouă, astfel încât veți vedea cum se aplică și cum se comportă. Și am folosit și niște pensule noi de la pensulemachiaj.ro pentru ten, care de asemenea mie îmi plac și le recomand. Pentru buze v-am și zis în clip mai târziu, folosesc acest ruj de la Gerard Cosmetics în nuanța Tequila Sunrise și mi se pare că se potrivește destul de bine și cu machiajul și cu nuanța tenului meu. Încă ceva vreau să precizez și sper să nu vă supărați. Am filmat acum cu lumină naturală, e ora 1 și culorile poate sunt puțin spălăcite, după cum puteți să vedeți, am aici un ring light pe care am decis să nu-l folosesc, fiindcă toată lumea zicea, folosește lumină naturală, să vezi ce bine e, să așa, și am încercat, dar nu mi-a plăcut deloc cum a arătat, așa că data viitoare cu siguranță voi filma cu ring light, nu voi mai renunța la el. Îmi place mult mai mult cum se vede cu lumina aceea plus lumina naturală, când am. Dar, nu știu, mi se pare că am ieșit mult prea albă, după cum puteți să vedeți acum, chiar nu sunt albă, în fine. Bun, gata, prea mult bla bla bla, am vorbit prea mult, haideți să vedeți tutorialul. Vă pup! Pentru început am să aplic acest corector de la Clarins. Asta e nuanța 02. Am decis să folosesc azi un corector pe post de primer, fiindcă și îmi atenuează roșața, uniformizează nuanța pleoapei și, de asemenea, fixează foarte bine și întind acest corector cu pensula asta de la pensulemachiaj.ro. Am primit un set de 10 pensule, 5 pentru ten, 5 pentru corector, toate sunt cu fibre sintetice, foarte moi. Acum am să folosesc nuanța asta care e pe terminate, puteți folosi și o pudră. Dacă nu aveți paleta asta, nu contează, trebuie să fie doar un produs pudră și neutru. Și fixez corectorul ăsta foarte bine cu o pensulă plată din Peri Naturali, doar ca să pot să aplic mai ușor celelalte nuanțe. După care am să iluminez arcada cu nuanța asta Bella Chiffon de la Milani. Mie îmi place foarte mult, sunt chiar obsedată de nuanța aceasta. O folosesc și pe cliente și o folosesc și pe post de iluminator pentru față, fiindcă e un crem cu irizații aurii, foarte frumos. Nu știu cât se vede pe cameră, probabil auziți asta foarte des, nu știu cât se vede pe cameră, dar ăsta e adevărul, în realitate nuanțele se văd mult mai frumos. Acum cu o pensulă pufoasă și un maron nude, am să-l aplic aici în pliu, ca și culoare de tranziție și după cum puteți să vedeți, păstrez forma ochiului rotundă, nu o alungesc înspre sfârșitul sprâncenei. Și prin mișcări de ștergător de parbriz amestec culoarea foarte bine. Deja puteți să vedeți că se conturează frumos ochiul. Secretul este să aplicați puțin câte puțin. Am să iau acest roz mai închis puțin. Arunc excesul și vin peste acel maro ca să încălzesc puțin degradeul. Acum voi aplica cele două nuanțe de roz, care sunt astea două de aici. Prima dată am să încep cu cel mai deschis și am să-l aplic aici în colțul intern.
Iar acum iau nuanța mai închisă și o plasez aici în mijlocul pleoapei. Bineînțeles, amestec cele două nuanțe și vin până aici în colțul exterior. Da, deci așa arată până acum. Însă lucrurile se vor schimba, fiindcă vin cu cea de-a doua paletă, scuze pentru deranj, și am să iau acest mov, care este mai puternic și, după cum puteți să vedeți, foarte puțin am aplicat în colțul extern, n-am aplicat niciun negru și îl aplic aici în colțul extern, mișcări circulare și îl duc foarte puțin în pliu, dar de asemenea amestec și rozul cel mai închis cu mov, astfel încât în colțul extern, aici la sfârșitul codiței, se va vedea foarte puțin mov, ca și o pată de culoare și umbră, dar nimic puternic. Bineînțeles, venim din nou cu pensula mare și amestecam. Am mai pus puțin maro pe ea. Iar acum, pentru a deschide și mai tare colțul intern și pentru a crea mai multă lumină, am să iau această nuanță de alb. Foarte puțin am pus pe pensula și am să aplic aici în colțul intern pentru un plus de luminozitate. Iar acum voi aplica tuș, îl folosesc pe acesta de la Oriflame, dar nu-mi place prea tare pensula asta cu burete, așa că mi-am luat eu o pensulă cu vârf și am să-mi aplic așa tușul. Ok, a trebuit să-mi aplic tușul în oglindă, fiindcă n-am reușit aici în viewfinder și acum trasez de la codița de sus spre centrul ochiului, dar secretul la machiajul ăsta e să aplicați tușul în partea inferioară, doar până la mijlocul ochiului. Acum vin cu un creion waterproof de la Bourjois și am să-l aplic pe linia apei și aplic puțin și aici peste tuș. Acum iau acel mov pe care l-am folosit în colțul interior și cu o pensulă cu peri sintetici plată am să fixez acest creion pe care îl și întind. Iar acum vin cu partea cu ce a rămas pe pensulă, acel mov, și îl duc înspre colțul intern, dar mă opresc cam pe aici. Iar acum mai aplic puțin iluminator din acela de la Milani și am terminat. Acum vin cu mascara Eyes Wide Open de la Oriflame. Ok, acum vin cu baza de la Becca, cea Ever Matte, pentru că afară e îngrozitor de cald. Și mi-o aplic aici pe tot tenul. Ok, acum pentru fond de ten voi folosi acesta nou, Matte Velvet Foundation, cu factor de protecție 20 de la The One. L-am folosit de 2-3 ori, cam așa ceva, și mi-a plăcut foarte mult. Asta e nuanța Fair Nude. Știu, e cam deschis pentru unele dintre voi, dar ce să fac? Așa sunt eu, super albă, bine acum lumina mă deschide și mai tare. Nu sunt chiar cea mai albă, dar să trecem peste. Ce e interesant la fondul ăsta de ten e faptul că e extrem de lichid, după care se transformă în ceva super mat și acoperă foarte bine, surprinzător. De fapt, nu surprinzător, fiindcă și predecesorul său era foarte bun, dar era mult mai gros. Așa am să întind totul cu această pensulă, Froilan, tot de la pensule machiaj. Sunt foarte mulțumită de pensulele astea și mi-ați spus că și voi, atât pe Instagram cât și pe Facebook. Și m-am bucurat să aud chestia asta, fiindcă nu am mai avut nimic de la ei. Dar, din câte am văzut, toate reacțiile au fost foarte pozitive. Și, după cum puteți să vedeți, acoperă foarte bine fondul ăsta de ten. Acum vin din nou cu acel corector. Și îmi aplic pe bărbie și pe ochi, dar acum cu o altă pensulă din set. Asta e mai rotundă, pufoasă, îmi place foarte mult.
și cum întinde și ce finish oferă. Deci un corector foarte bun schimbă total machiajul. Atât al ochilor cât și al feței. Am uitat să zic, eu n-am aplicat gene false, dar dacă doriți, puteți. Acum am să iau o pudră de la magic.ro, e asta de la Pierre René și o pensulă stippling brush, fiindcă nu vreau o pudră extrem de puternică. Doar să-mi fixeze totul și n-am nevoie de acoperire extra. La bronzer am să-l folosesc pe acesta Terra Abronzante de la Colistar, nuanța 8, care îmi place foarte mult, ăsta l-am folosit foarte des pe cliente. E un bronzer foarte cald, pudră de contur. Un blush pe care l-am folosit pe cliente și care îmi place foarte mult în combinație cu acest bronzer e Fresh Pink de la Oriflame. După cum puteți să vedeți, l-am folosit foarte mult. Combinația perfectă. Și bineînțeles, ca și iluminator, am să îl folosesc pe acesta de la Milani, pe care l-am folosit și pe ochi. Și pentru buze am să folosesc acesta de la Gerard Cosmetics în nuanța Tequila Sunrise. Gata, am terminat, ăsta-i machiajul de vară super rapid, natural. Puteți folosi atât ziua cât și seara. Dacă vreți un efect mai dramatic pentru seara, vă recomand să vă puneți niște gene false sau doar niște extensii aici în colțul ochiului. Va arăta super elegant și foarte sofisticat. Dar dacă nu doriți, puteți să lăsați exact așa și gata. Deja aveți un machiaj rapid și frumos pentru serile sau zilele de vară. Bun, până data viitoare, vă pup! Pa, pa!